Când mergem la piață, ne dorim ca roșiile de matca, varza de Buzăuri, pepenii de Dăbuleni să provină chiar de acolo, așa cum scrie pe etichetă. Ei bine, a apărut o metodă prin care îi putem identifica pe adevărații producători agricoli, ba chiar putem vedea ce și cum cultivă. E vorba despre un cod QR expus pe tarabă, cu ajutorul căruia avem acces la toate datele fermierului și imagini din gospodăria sa. În Sibiu, deja 100 de producători au cod QR pe tarabe. Avem cireșe, culegem cireșe, să mergem la piață, la Sibiu cu ele. Asta e, da? Da, ea este mama mea, Monimina Dorela Simona. Noi suntem din județul Gorj, localitatea Polograd. Orice client curios poate afla în câteva secunde pe telefon cine este vânzătorul din fața lui și cum au fost cultivate fructele ori legumele oferite spre vânzare. Conținutul media este făcut de mama mea. Ea își face un pic de timp liber pentru a filma toate procesele și plantele în funcție de sezon, începând de la căpșuni până la struguri. Pot să vă scanez? Da, cum să nu, da. Să verific și eu? Verifică mama. Da, adevărat, uite. Milcul, micitel, dolci. Care-i treaba cu QR codul ăsta? Păi chiar să vede, e bine cum este, ce să mai... Să uită omul, vede ce este, ce ai pe masă și acasă la fel. Cine e responsabil cu pozele acasă? Păi copiii, că doar nu eu. Clienții pot afla chiar și povestea din spatele borcanelor cu miere pe care le văd pe tarabă. O să urmeze mai multe fotografii și filmulețe, unde avem albinuțele, acum mai avem la munte, la zmeură, la brad. M-a convins, chiar acum am fost la o tarabă și am scanat, am văzut cât de transparent e totul. Platforma digitală pe care sunt prezentați fermierii aparține administrației pieței. Producătorii nu plătesc nimic, dar trebuie să actualizeze conținutul în funcție de marfă. Apar toate datele despre persoana care vine la această masă, datele din carnetul de producător, cât și imagini sau filmulețe de la persoana respectivă de acasă. La Sibiu, dar și în București, Galați sau Iași, clienții pot plăti și cu cardul la piață.